Shakespeare a creat lumea în 7 zile. În prima zi a făcut cerul, munții și prăpăstiile sufletești. În ziua a doua a făcut râurile, mările, oceanele și celelalte sentimente și le-a dat lui Hamlet, lui Iulius Cezar, lui Antoniu, Cleopatrei și Ofeliei, lui Otelo și altora să le stăpânească ei și urmașii lor în vecii vecilor. În ziua a treia a strâns toți oamenii și i-a învățat gusturile. Gustul fericirii, al iubirii, al deznădejdii, gustul geloziei, al gloriei și așa mai departe, până s-au terminat toate gusturile. Atunci au sosit și niște indivizi care întârziaseră. Creatorul i-a mângâiat pe cap cu compătimire și le-a spus că nu le rămâne decât să se facă critici literari și să-i conteste opera. Ziua a patra și a cincea le-a rezervat râsului. A dat drumul clovnilor să facă tumbe și a lăsat pe regi, pe împărați și pe alți nefericiți să se distreze. În ziua a șasea a rezolvat unele probleme administrative. A pus la cale o furtună și l-a învățat pe regele Lir cum trebuie să poarte coroana de paie. Mai rămăseseră câteva deșeuri de la facerea lumii și l-a creat pe Richard al treilea. În ziua a șaptea s-a uitat dacă mai are ceva de făcut. Directorii de teatru și umpluseră pământul cu afișe și Shakespeare s-a gândit că după atâta trudă ar merita să vadă și el un spectacol. Dar mai întâi, fiindcă era peste măsură de isprăvit, s-a dus să moară puțin.